Salutare la toți! Sunteți pe canalul Sergiu Portnoi. Așa cum știți, noi suntem în Grecia și vrem să vă arătăm azi cum se distrează lumea aici. Seara noi am găsit aici încă unul. Nu am găsit, noi știm de locul ăsta unde se face pita, tot, dar așa altfel fel se face, dar tot foarte gustos. Simplu, nu se marinează carnea, nu se... Pur și simplu, tzatziki carnei adaug ei, cred că niște... Da, ceva trebuie, speții ceva. Specii, da. Foarte gustos să fac aici. După care să ne ducem în club. Să ne relaxăm. Să vă arătăm toată strada asta de cluburi. Aceste o stradă, numai cluburi. Și să vedem, adică încă de vreme, ora 10 de seara. Dacă s-a închis ceva, n-a fost 2 ani aici. Să vedem, poate s-a închis ceva, poate s-a deschis ceva nou. La mica e gustoasă? Uite așa arată. Ele sunt foarte subțiri, dar sunt foarte gustoase. Pitele acestea se fac numai pe insula Rodos. Da. Fac din ulei. Nu se găsește în alt... Pe altă insulă, nici în Atena, nicăieri. Foarte gustos. Din porc, nu-i pui. Da, aici numai de porc fac. Carnea roșie, ceapă și tzatziki cu pătrunjel. Dar o fac așa de gustos că banii care îi dăm îi merită. 2 euro și 30 de cenți cu asta nu e ieftină. Foarte gustos, eu deja am mâncat-o, am terminat. Și mă uit la Cristina cum mănâncă. Nu, ne ducem acum în club, bem o bere ceva și pe urmă când ne ducem acasă, trecem iar pe aici și mai mâncăm o dată. Așa de tare mi-a plăcut că aș mănânc încă 2 mătincă. Tu n-ai să mai mănânci? Ei, spui așa, dai să mănânci. Văd în ochii tăi că ai să mănânci. Da, să fii și târziu, deam, dar eu n-am probleme, pot să mănânc și la miezul nopții. Tot până nu mă îngraș, rup și de roșu. Ce faci luminație video. Și acum ne ducem pe Bar Street să vedem barul. Bine că este Bar Street-ul. Da. Încă e de vreme, în primul rând, și într-a doilea rând e și sezonul până în august aici, începând de la 11 seara, apoi plin, plin ca la stadion, nu poți trece așa liber. Like sex shop. Intrăm și în sex shop, mămica. Barul ăsta era pe timp era așa, mai cu oameni mai în vârstă. 4 shots la 5 euro. Da, un shot e 25 de grame, mă timp. Soul Sedan, e ca asta nu era? E nou, da. Noi ne ducem în Alexander Bar, cum îl cheamă și pe ficiorașul nostru Alex. Așa se numește și barul în care ne ducem și în care mergem mulți ani. Noi și deja ne știu. Da, e gol, așa e gol. Ia ca și barul nostru. Alexander Bar. The best bar. Uite așa arată barul acesta. Au făcut schimbări acum pentru că de fapt el era mai mic. Dar acum l-au făcut mare. Acolo era un bar care era în partea asta. Dar acum l-au făcut în partea asta. Acum e super. Așa cum am mai spus de vreme de asta și nu e lume. Cristina! Am terminat, am stat o oră pentru că Ariana are temperatură la noi, iese din ușorii și ne ducem acasă. De asemenea, am întâlnit și un prieten vechi. Передай привет. 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 С Родоса. Привет с Родоса. Привет с Родоса. Și acum ne ducem să mâncăm iar pite. Sergio, am mai mâncat două. Două pite. Nu două. Una 75, 25% am mâncat eu puțin. Da. Și ne-am luat rămas bun și cu prietenul. Cam așa arată în septembrie noaptea pe Rodos. Dacă este era în august, era da, mult mai interesant. Dar acum e foarte puțină lume. Noi ne-am relaxat un pic. Da. Și ne ducem iar acasă la copii. Cu voi a fost Sergiu și Cristina. Noi ne revedem. Pa, pa.